În prima zi a anului 2023, sute de bucureșteni și nu numai au luat cu asalt cel mai căutat loc pentru relaxare de la marginea capitalei și printre puținele locuri deschise în prima zi a anului. Încă de la ora 9, oamenii au venit la centrul spa. Interiorul s-a umplut rapid, iar afară s-a format o coadă imensă. Oamenii au vrut să profite de temperaturile foarte generoase din prima zi a anului, dar și de apele termale din centrul spa de la marginea capitalei. S-au adunat la term, iar cozile formate au depășit orice așteptări. Fotografii și filmulețe cu mulțimea uriașă au fost postate pe rețelele sociale, chiar de cei care au avut nevoie de multă răbdare pentru a le veni rândul. Complexul Term s-a deschis duminică, 1 ianuarie, după prânz, iar sute de bucureșteni au vrut să-și petreacă prima zi din an la piscină. Astfel, la 30 de minute de la deschidere, coada de la intrare se întindea pe sute de metri. Unii și-au cumpărat bilete online din timp pentru a se asigura că vor petrece timp de calitate după sărbătorile de iarnă. Mulți dintre ei însă nu au putut intra în incintă din cauza aglomerației. Valul de clienți i-a luat prin surprindere inclusiv pe angajații de la Term. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale și au devenit repede virale. Aglomerația de la intrare a fost intens comentată de internauți, relatează Digi24.ro.